pare incredibil. Facem toate analizele. Deci evacuarea generală, stațiile de evacuare. Așa se fac probele, vor face 3 probe, unul ce curge pe țeavă, unul apa din amonte și unul apa din aval. Apelor române spun că știu de problemă, că au penalizat operatorul regional de apă. Știu că stația de epurare nu funcționează. Și agitată și decantată și pentru toxic. Să sunăm pe domnul inginer șef, să sunăm. Apa prelevată va fi dusă la laborator pentru analize. Acum se anunță la inginerul șef de Rapele Române să reprezinte situația. Mi se pare absolut penibil cum se lucrează. Probabil că probele astea mai dau de atâtea ori. Eu știu că a existat și un dosar penal care a fost închis, evident, până la urmă, cu acte de la mediu. Garda de mediu n-a dorit să vină, m-a rugat să le trimit un filmuleț și am trimis. Am anunțat și Garda Națională. Să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc!